trebuie spărată. Vreau să facem undeva stânga. Am greșit drumul. Aperitivul din partea casei a fost cam puțin. Mergem la mare. După Briana, a venit rândul Marei să se accidenteze. Așa a pățit și Mara. Cum ești, Mara? Rău, că nu pot să mă bag în piscină. M-ați aruncat! Mara, pizza? Trebuia să-l mănânce pe Alessio. Fetele și porcodițele. Fetele vor avea părul? Creț! Toată gașca la mare pe seară. Cum e apa? Pizarră! Am găsit pentru prima dată mămăliguță. Ce mănâncă fetele cochetele? Creme brulee. S-a caramelizat life. Spectacol latino! Azi sau mâine este ziua mea. La mulți ani, primi, mâine este ziua ta. Iar noi mergem la masă. Am descoperit că aici, în resort, sunt multe restaurante și la toate se servește micul dejun și prânzul în sistem fără rezervare. Doar cina la acele restaurante este cu rezervare. În rest, poți să intri și să mănânci de câte ori vrei. Salut! Așa că astăzi încercăm restaurantul mediteranean pentru micul dejun. Sau italian, cum îi zic ei. Oare vom avea cafea și prăjiturele? Așa e la italieni. O să fie numai preparate dulci. Știi, vedem. Când am fost în Italia, colazione, cum zic, da, la da, micul da, dejun, da. Era doar dulce. Pe dulce. Bună dimineața! Dimineața! Te vezi spărată. Pentru că de ziua mea eu vreau să fie tortul cu ciocolată și ea nu vrea, că îi place ciocolata albă. Ce să facem? Le-am spus să fie colorat. Vedem dacă se poate. Păi da, nu știu ce am fac. Vreau să facem undeva stânga. Nu, ba acolo. Da. Înapoi. Ce faceți, fetelor? Încercăm să căutăm drumuri noi. Știți? Am greșit drumul, ne-am dus mult mai în față și trebuie să ne întoarcem acum. Opa! E făcut cu pietre. E drum special pe aici. Uite. Și exact aici e restaurantul. Am scăpat. Bine că n-ai dat drum. Hop! Mamă, și pe mine. Hai, mama. Opa! M-am zgâria rău, în boschet. Am ajuns la restaurant. Micul acolo și părinții ei, ce ziceți? Micul dejun e? Cază de meniu. Foarte tare. Pentru tine, mami. Pentru toată lumea e aperitiv. Ce asta? Aperitivul din partea casei a fost cam puțin. Urmează acum să ne aducă omletele și ceea ce am comandat. Dar s-au gândit să aducă un porn? 5 persoane. Nu prea sunt învățați, nu-mi prea bine să mănânce. Cred că da. Am descoperit și de ce. Dar probabil când vor veni omletele și toate celelalte, ne vom sătura. Eu am clătite aia și vedeți marată. Doar banane. Orțatul? Nimic. Nimic momentan. Cozonac. Good sandwich. And one here. Ok. Pentru ce? Just a moment for English breakfast. Ok. Asta e a tău, nu? Nu, asta e al Italiei. Asta? Asta e al lui... Cine a făcut omletă. Am fost surprinsă să descoper că aici brioșele din meniu sunt de fapt pâine cu ou, prăjite. Cozonac cu ou, mami. Și acolo au zis, și apoi când am întrebat brioș, zic, unde sunt brioșele? Că cozonac, cozonac. De fapt, nu e niciun cozonac. Ba da, e. E pâine din aceea mai galbenă de la ei. Să avem poftă. Fetele au venit la noi. Inima. Eu am o benedictie, a privit-l. Oare arată bine? Mhm. Wow! Am mâncat cu toții. Iar acum mergem la Miramar să ne luăm rămas bun de la prietenii noștri dragi. Cred că au venit exact în ziua în care am ajuns și noi. Vrei la piscină? Vreau la mare. Mergem la mare? Mergem să ne întâlnim cu prietenii de la Miramar. Să ne luăm la revedere pentru că ei pleacă astăzi. Și apoi vedem ce mai facem. Astăzi sosesc la hotel prietenii noștri din Austria. Așa că vom avea activități împreună. Zilele care au mai rămas. Alessia, te așteptăm cu Alessio și cu restul familiei. Distracție. La revedere. De la Erica și Larisa.
și Cătălina! Ei, de acum în mare, zic, cu toată gașca. După Briana a venit rândul Marei să se accidenteze. Așa că apă, betadină, cicatrizant. Să o facem bine, pentru că ea avea un traseu anume, stabilit, pe unde a trecut cu trotineta. Adică pe aici. Ia să vedem. Nici eu n-am reușit, pentru că e moale. Așa a pățit și Mara. A intrat trotineta în piatra aceea și a sărit de pe ea. Ăsta curge în continuare, nu pot să-l desfac. Hai, ia așa din ce curge. Da? Ue, vezi că se pătează. Lasă că nu, ăsta iese, iese la spălat. Luăm al șervețel, punem aici să nu curgă prea mult. Dăm rana, întâi am spălat-o cu... Apă. Am spălat-o cu apă cu bule, ca să știu. Să scoată de acolo praful, mizeria și chiar a funcționat. Vrei de astea? Nu. Mâncare pentru bebeluși. În toate acestea. Cum? De 5. Vrei și tu de 5? Nu, pentru oarecă. Mara, pizza? Pizza. Inima. Da. Chiar că inima. Poftă bună. Cum ești, Mara? Rău, că nu poți mă bani în piscină. Mara, după ce se zvântă, te poți băga în piscină. Dacă nu-ți curge sânge, nu e nicio problemă. Eu vreau acum. Mara, dar trebuie să aștepți pentru asta. Teo, ce spui acolo? Apă cu lămâie și portocală. Au reparat. Am vorbit cu cei care sunt răspunzători. O să pună niște chestii ca să nu mai treacă nimeni. Era așa nou? Da, ia. Era mai cum să merg. Nu. Am văzut că trece mereu și am pus asta intenționat. Da. Hai, Mara. Încerci? Ai curaj? Mara, ai curaj? Nu te-aș lăsa eu, hai. Treci roată. Te rog, Mara, sau pe lângă. Așa, hai. Așa, Mara. Nu, pe lângă. Mara a fost văzută de cineva de aici că s-a accidentat. Ne-au rugat să... Ne-au spus că dacă avem nevoie de medic, pot aduce un medic, dar am zis că nu e cazul. Și chiar nu e cazul. Nu vrem să dramatizăm sau să facem de așa natură să atragem audiență cu asta, așa că Mara se duce, se spală și mergem la Kids Club. Echipa de curățenie este aici și nu e vorba doar despre noi, care am strâns deja o mare parte dintre lucruri, dar avem 5 doamne care au venit să facă curat în vilă. Una e acolo și vreo 3 pe sus, hai să vedem. Și vreo 4 pe sus, hai să vedem. Și una afară. Da, hai. Wow, avem 3 doamne în baie. Ce tare! Hello! Hello! Și dăm aici, în dormitor! Băgăm aici. Pregătim poarta. Ca așa e la noi în familie. În fiecare zi, activități noi. Am băgat cu tot piciorul. Încă nu! Mă bag și eu. Avem poarta pregătită? Cum te simți, Mara? Nu mă mai doare, dar vreau să intru. Trebuie să te speli, nu poți să intri așa, clar. Nu vrei în apă. Pam, pam. Pam, pam. Dragă de ea. Astăzi îi dăm jos codițele. Doar? Eu nu, pentru că eu mi le păstrez pentru ziua mea. Mâine. Ha 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 ha
gata. Nu mai ai aia. Nu mai ai. Te-ai vindecat. Repede. Nu intra așa. Stai acolo. Stai aici, stai aici. Hai fi tu. Hai, stai să mă schimb. Nu așa. Deci m-ați aruncat. Fiona. Suntem mulți. Toți. Cu tot cu ceas, cu tot cu telefon. E foarte cald, Alba, e pierdinte. Asta ca să fie toată lumea fericită. Iar până să înceapă distracția cu fetele, avem invitat surpriză. Sunt atât de entuziasmată. Prietenii noștri vin în vizită la noi la mare, putem spune așa. Pentru că noi avem fani. Chiar avem fani adevărat, să zic așa, care uite că ne urmează. Exact, și am invitat multă lume și toată lumea a venit. Mulțumim frumos. O mulțime de prieteni, ca așa pot să le zic, pe care noi ne-am făcut aici și care au venit datorită nouă la mare. Salut, Alessia, bate. Alessio, bate. Mă mai ții minte? Hello. Bine ați venit! Bine ați venit cu toții la mare! O să fie distracție! Distracție la maxim! Yeee! Mă plimb și eu cu mașinuța! Acum în iunie, că m-a plimbat în mai! Ah, uite-te cum! Ne face un întreg ocol! Păi da! Ia-o în brațe! Ia-o în brațe! Ia-o în brațe! Ia-o în brațe! Așa, cu spatele trei, dai cu rușii! Iupi! 3, 2, 1 și... Alessio vrea să o iubească pe Ari. Ia, Alessio, cum ai iubit-o tu pe Ari, mi-arăt? Acum nu mai vrea. Uite. Ce drăguț! Ari nu vrea. Ia, dă-i și-o gurită, dă-i. Ari vrea să-l mănânce pe Alessio. Ariuca cu Bianca. Nu vă stă rău deloc. Ar mai merge, ar mai merge o fetiță, nu? Tati, te trebuie scorcodițele. E, și Bri? Nu cred. Bunica lui Alessio cu acură. Nu. Fetele vor avea părul? Crezi? Sper. Soare de. Avem ajutor. Bunica? Iată, deja am ajuns la codițe. Mamma mia. Primul rând de ațe este cel bleu. Una! Vedem finalul. Se mai poate folosi? Da. La mare. Suntem toți, toată gașca, la mare pe seară. Și Ariuca. Cum e apa? Faină! Cum e apa? Caldă! Acum o să intrăm și noi. E caldă, caldă, caldă. De acum numai seara o să venim. Dani, bagă de acum cât e caldă! Cine face cel mai tare castel de nisip? Eu! Alessia! Ariuca doarme. Ba nu. Ba da. Am terminat și bălăceala pe seară. Acum nu ne rămâne decât să mergem să mâncăm. Și gata, Teo, nu mai are codițe. A și intrat la apă, adică s-a băgat în mare. Are astfel de codițe acum. Tăm, tăm, tăm. Vai, ce roșiști. E bronzată, s-a bronzat pe cap. Mai rău va fi când se va coși pielea asta de aici, pentru că se va vedea ca mătreața. Familia extinsă. Yeah, poftă mare. Ocupăm din ce în ce mai multe mese. Mulțumim. Am găsit pentru prima dată mămăliguță. Ce mănâncă fetele cochetele? Șnițel de pui cu cartofi prăjiți și ketchup. Iar desert aveți înghețată. Poftă bună. Așezați-vă, copii. La masă, după ce o stă la masă, o nouă masă, că avem rezervare la restaurantul italian. Risotto. Iar fetele ce au acolo? Fetele și-au comandat piept de pui. Din meniul pentru copii? Da, cu cartofi. Noi avem multe altele. Am avut meniu rece, o salată burrata, aici a fost, aperitiv cald, risotto,
după vită Black Angus și desert. Corect. La restaurant Litarian avem și vită. A mea este medium rare. Am cerut-o medium rare, e cam rare. Dar ție îți place? Da, mie îmi place. Dacă avem un veterinar, o resuscităm. Da, dar e bună. E bună, așa îmi place mie. Bon appetit! Creme brulee! Thank you! You're welcome! S-a caramelizat light. E la mami! Nouă ținută! Și desert! Ce stai dat? Tam, tam, tam! Pe seară, cu câteva minute înainte de ziua ei, Brie scoate codițele, îi le scoate Bia. Mulțumim, Bia! Și Mara! Și apoi urmează Mara. Și ce face Alessia? Și Alessia, ia să vedem ce face Alessia. Alessia o piaptănă pe Teo. Teo și-a dat jos și elasticele. Mi-a dat cu ulei. Aoleu, ți-a dat cam mult ulei. Dar mie îmi place atât de mult ulei. S-a turnat. Păi nu e bine, că se îngrașă, iubire. Mamă, cât păr e aici, uite-te. Da, dar nu cu asta trebuia, cu aia altă. Cu asta acum. Am înțeles. Să înțeleg că ați deschis un coafor. Da. Super tare. Și Briana este gata. Ce drăguț. Ești foarte frumoasă, Bri. Mulțumim, Bia. Cu drag. Doar Mara mai are codițe. Mara somnoroasă. E în pijamale. Wow. Să scumpiască de ziua ei. Super. La mulți ani, Bri! În curând e ziua ta! Mimi! Spectacol Latino! Iar noi vă mulțumim că ați ajuns până la final! Până data viitoare vă spese tot pe ecran, vlogul, schedule, challenge-uri, playlist-uri și așa mai departe! Iar noi vă spunem la revedere și pa, 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 pa! Mara e bine!